Salut și pe Banksy la un nou episod din GTA Online, sunteți împreună cu Vestica. Bună! Și cu Remus. Salut! Și astăzi avem un episod foarte special pentru voi, pentru că uitați-vă ce v-am pregătit noi aici. Avem așa, pe o parte mașina de curse Formula 1, pe partea cealaltă mașina rampă. Ei bine, ce s-ar întâmpla dacă le-am combinat pe astea două? Are și ceva interesant și de asemenea în episodul de astăzi vreau să vă spun faptul că vom încerca să vedem ce se întâmplă dacă ducem mașina de curse împotriva trenului. Habar n-am, rămâneți pe episod și o să vedeți. Câte like-uri să strângem noi la episod de azi? Ia spuneți voi așa rapid, rapid de tot. 26.800 de like-uri, zice Remus. 28.800. Ok, hai să vedem dacă reușim să apăsăm butonașul de like și să strângem 28.000 de like-uri pentru acest episod super mega special. Știu că vă place foarte mult GTA-ul și am văzut foarte mult suport din partea voastră, așa că cei care ați apăsat deja pe butonașul de like, să știți că vă mulțumim foarte mult și sunteți cei mai tare abonați. Bun, hai să vedem. Deci pisică, tu te duci într-o parte, du-te într-o parte cu mașina rampă, iar eu voi veni foarte rapid, așa, din partea cealaltă. Și tu trebuie să vii cu viteză din partea aia spre mine, eu vin spre tine. E bine? Hai. E bună distanța? Da, vino din direcția aia, așa, iar eu vin spre tine. Hai să ne acreușim. Și... Wow, și-a picat și pe roți! Mamă, și aterizare! Mă, frate, ai că a fost cu triplu șurub ăsta, a? Chiar că? A, mă, frate, că e ceva. Ia să mai încercăm o dată. Ia, tu vină din partea aia, dacă poți. Stai că vreau să vin și eu, în spatele tău. Noi facem acum din... prin trafic, na, da. În mod normal, dar trebuie să fie făcută chestia asta pe aeroport undeva. Da, na, asta e, hai să vedem. Uite-te la mine! Încă sunt în aer! Lol, frate, cât de cătărâncă! Bă, deci mașina asta rampă e foarte, foarte tare. De asemenea, o să încercăm și mașina rampă împotriva trenului, să vedem ce se întâmplă cu chestia asta. Dar înainte să facem toate astea, hai să mergem și să vă arăt mașina lipită cu scoci. Da, ați auzit bine. Există o mașină care e lipită cu scoci. Nici măcar nu glumesc. Hai mai întâi să bag mașina asta în garaj, pentru că mașina lipită cu scoci trebuie comandată. Au, au. Voi aveți mașina, aveți mașina lipită cu scoci? Eu nu am. A, dar păi ce ai făcut, bă, Remus? Un Mate 20, ce ai? M20, X80. A, de astea așa, de astea mai, da, mai de bătrânei, așa. Ia să vedem. Dar nu mai știu cum se numea. Îți spun eu imediat. Stai să... A, am dat la Meriwether. Stai să dau la mecanic imediat, acum îți arăt. Mecanic și trebuie să mă uit la casino acolo. A, gata, găsit-o. A, sunt prea aproape de mașina personală. Păi nu, urcă la mine. Du-mă și pe mine. A, așa se numește Șeburec. Șeburec, da, domnule. Șeburec. Păi deci mașina asta mie nu mi-a venit să cred când am auzit că e legată cu scoci. Deci e scoci cu carton. Din materialele astea este confecționată mașina. Și o să vedeți chiar aici. N-am mai tunat-o până acum, nu știu care e faza cu ea, dar mi s-a părut destul de interesantă ideea și am zis, bă, hai să vedem despre ce este vorba. Ia uite, ia uite, mă, ce frumuseți de mașină. Ia să văd. Frumusețe? Yes, hai, vine mașina. Da, stai. Păi eu mă duc la tuning, ne întâlnim acolo. Deci mașina, momentan, ea este ok, e normală, n-are nimic, da? Dar, când o tunezi, nu o tunezi cu piese în auto, o tunezi cu bucăți de carton și lipești cu scoci. Uite ce drăguță e! E un fel de Dacia ceva. Mașina bunicii. Dacă ați ajuns până aici la episod și nu ați apăsat încă butonașul de like, aș aprecia mult de tot dacă l-ați apăsat, așa că vom număra până la... Cât zici, Remus? Până la cât să numărăm? Până la 7. Ia, numără tu până la 7, Remus, ia să vedem. 1, 2, da. 3, 4, 5, 6... 7 like. Like. Oh, bravo. Bine, hai să vedem cine a apăsat pe butonul de like acolo și vă mulțumim mult de tot dacă ați apăsat. Bun, deci fiți atenți, hai să începem să tunăm mașina asta. Bă, și să rămâneți surprins. Deci mie nu mi-a venit să cred că l-am văzut. Deci fiți atenți. Că vreau să intru la tine în mașină. Bă, deci efectiv sunt bucăți de carton. Deci efectiv nu o să tunezi, poți să o tunezi și cu bucăți de mașină normală. Nu! Dar o să o tunezi cu carton, frate. Deci avem carton lipit pe ea, da? Deci mai trebuie să mai zic ceva? Deci vezi, are și bucăți normale, dar nu, frate, noi o lipim așa, ca băjeții, cu adică carton. Păi da, adică... ce se repară o mașină de rugină? Ia uite, mama, ai și venturi din carton, ce zici, bă? Ce tare, mă faci curioasă. Frate, ce e asta? Eu am pus senoane, dar mi-am scos... Le dai spoilere? Da, vă dau spoilere. Băi, mi-am scos senoanele, dar mi-am pus... Nu senoane, mi-am scos farurile, dar mi-am pus senoane. Cum funcționează chestia asta? Nu știu.
Ia să vedem ce livery-uri avem. Vreau să-mi pun un livery de ăsta super, super ciudat. Opa, uite, sau? Totul lipit, ce tare e! Cu scotch? Collapse. Cred că am să-mi pun două linii pe față. Sau ăsta. Hai să-l punem pe ăsta. Așa, mirrors. Griată. Aș fi vrut niște oglinzi din carton, dar din păcate nu se poate. Uite așa. Fac. Mai moți așa. Metalic. Hai să vedem carton pe ea, că n-ai pus până acum. Da, stai că o să pun. Da, ai răbdare. Nu ți-ai pus carton? Bagajele bunici. Oh my god, cu sar. Nu știu ce culoare să o fac. Fac așa. Puteai să pui carton. Așteaptă, Doamne ferească, Dumnezeu. Să o fac un albastru? Nu prea am mai făcut albastru mașină recent. Da. Hai că o fac albastru. Da. Ultra blue. Și sus tot așa un blue trebuie. Gata, fericit. Dublu, da. Dublu culoare albastră, fericit. Bun. Roof. Oh, fii atent că poți să pui și sus să vent de carton. Poți să pui spoiler pe spate sau vent de carton. Eu fac full carton pe a mea, nu știu de voi. Nu, eu am schimbat un pic și mă chiar. Full carton e a mea. Am și spoiler de carton. Bă, frate, ce asta? Mamă, ce ciudățenii de spoilere poți să pui pe ea. Suspensie, o lăsăm așa în jos, frumos, transmission. Oare poți să-i pui jante de carbon? Era să zic de carbon. Dar n-avem noi bani de așa ceva. Noi facem de carton aici. Facem și noi cu ce ne permitem până la urmă. Bineînțeles. Așa. Windows le facem noi negre așa frumos. Dar vreau un galben, bă. Mașina de carton este aici. Ia uitați-o, oameni. Bă, nu vine să cred așa ceva. Deci nu vine să cred, efectiv e peste așteptările mele. E next level. E next level. E peste așteptări, n-ai cum așa ceva. Deci mașina asta, așa mi-aș tunea eu mașina în viața reală, dacă ar fi. Pe bune? Da, mi-aș pune niște de astea de carton. Eu păi nu. Ce să mai dai banii pe de-alea adevărate, corect? Să-i băga niște de astea de carton și eu zic că e nota 10, adică să fim înțeleși. Așa, da. Bun. Băi, eu vă aștept aici dacă e. Voi mai aveți de tunat foarte mult? Nu, acum ești. Roțile mele sunt foarte lăsate în jos, așa, un pic ciudat. Bă, ți-ai făcut o ruginită, pisică? Da. Mamă, zici că a trecut prin multe. Vezi și cu carton, așa, gen... Dar tu nu ți-ai pus carton pe lateral, iau, am carton și pe lateral, am carton peste tot. De unde? Am firar. Puteai să spui scărți. M-am grăbit. A grăbit pisica și nu și-a mai pus carton. Dar eu am carton peste tot. Sunt full de carton eu. Body kit. Da, exact, body kit. O să facem și o misiune ca să vedem dacă facem niște bănuți astăzi și o să facem și testul cu mașina asta, cum îi zice, mașina de Formula 1 versus tren și mașina rampă versus tren. Să vedem ce o să se întâmple și cu chestiile alea. Avem foarte multe chestii pregătite pentru voi, de asta vă zic, nu uitați să apăsați butonașul de like dacă vă place și dacă mai vreți episoade. Ok, deci misiunea asta o să fie un piculeț mai diferită față de ce am făcut până acum, pentru că aparent va trebui să furăm un laser. Un laser cu ajutorul căruia vom intra pe furiș în casino, pentru că știți că mai avem de făcut ultimul heist. Da. Și asta e un setup mission de la Silent Approach și o să trebuiască să fim foarte, foarte silențioși în momentul în care să facem heist-ul, dar până atunci trebuie să facem încă câteva prep-uri. Deci asta e o misiune nou-nouță pe care nu am mai făcut-o până acum, așa că hai să vedem despre ce este vorba. Am băgat și eu gustulică fără frică. Bă, se duce destul de repede mașina asta de cursă. N-am treabă cu ea. Mamă, dar cum de am forța asta? De la cartoane, nu? Da, de la cartoane, da. Mă mir cum de nu-ți sar cartoanele totuși, pentru că mie îmi sar bucăți din mașina de cursă. Bine, scoși din ăla, forță. Am înțeles, e flex tape. Am înțeles, e flex tape. Flex tape au făcut ăștia o barcă din sticlă și au lipit așa frumos. Eu am văzut. Nu cred că există la noi în România, dar în străinătate e ceva scoși foarte puternic, așa că o fi chiar pe bune, să facă ce v-a arătat în reclamă. Sticlă sau au luat niște bucăți de sticlă, le-au lipit așa într-un fel de cub și după aia a mers și a făcut bărcuță și a mers pe apă cu ea și a arătat că până a pus el scociul nu intra apă. Da, și eu am văzut și eu. Ulmea, și știi, adică... Au mai arătat în reclamă că poți să, dacă ți se sparge o țeavă în casă, poți să pui scoci de la țeavă și da. Foarte mișto. Mm-hmm. Da, foarte mișto dacă ar fi pe bune. Asta e că nu știu dacă e pe bune. Nu știu. Dar... Trebuie să iei să faci un test. Da, hai să vedem care-i trebușoara aici la misiune. Oh, wow! Wow, ce acolo? Ia uitați-vă. Nu văd. Nu văd nici încă. Nici eu.
Și stai că veniți acum, sunteți lângă mine. Mamă, e plin de militari aici dintr-o dată. Ia uitați-vă. Nu vă duceți fix pe ei, mergeți pe stradă. Nu, nu știu exact ce vor. Hai că am înțeles. Hai că am înțeles, așa parchează Remus. Ia uite bă, mi-a sărit toată caroseria. Deci mașina asta de curse e nebună. Sărci de area, fii atent ce zice, sărci de area for the volt laser. A, deci laserul e aici, mă. Intrăm pe, cu mașina pe ei? Eu nu pot să trag, eu nu pot să trag din mașina de curse deloc. E deci... silent sau cum e? Nu, no, nu, no, intrăm peste ei, dar stai așa o secundă. Hai să vedem care-i treaba. Stai, să-mi iau minigun. Mamă, bă, vezi că e unul cu mitralieră mare sus. Dă-i în ăla, dă-i în ăla, dă-i în ăla, așa. Nu moare! Oh my god, stai că dau cu... îi dau cu asta. Bă, zblindați ăștia! Wow! Am încercat, am încercat. Am tras trei grenade launcher în ei. Și nu mureau, erau blindați. Mamă, au picat de sus. Wow! A, păi îți dai seama cu un laser de ăsta nu ți-l dă așa oricum, nu? Mamă, ce e aici, frate? Bă, ce a murit! Observ că e destul de mult haos. Ai grijă, sir. Ce să mai ai faci, grijă, că mor și eu în curând. Elicoptere peste tot. Da. Hai că am scos și eu las. Unde trage, că nu văd. De unde? Îți spun eu de unde. De peste tot. De peste tot se trage. Sunt 70 de elicoptere pe cer. Hai că le dau eu jos acum. Dă-le, dă-le, dă-le. Ok. Bă, poate știi care e problema? Mașinile alea mari, care trag cu ceva mitralieră mare, aia ne omoară pe noi. Sunt niște mașini, ai văzut, ai văzut pe ăla cu ceva? Hai să văd că n-am lansatoarele de rachete încărcate. Oalei! Uite, ăștia își lansează oamenii aici, că vă zbor acum. Vă zbor acum pe toți. Care e problema? Noi nu știm unde sunt lansat, unde e laserul ăla. A murit! Te cred! Dar nu înțeleg cum. A murit! Și eu am murit și tot mor, dar nu știu unde... ideea e că noi trebuie să căutăm laserele, să le luăm și să fugim. Știi? Da, asta vom face. Cum? Păi ok, dar noi ne batem cu ei, nu căutăm nimic. Păi caută-le, că avem timp la dispoziție, cred. Sau? Nu, nu ai nimic, că eu mor în continuu. Ok. Pullover! Lasă pulloverul, lasă pulloverul! Pullover! Tricou! Tricouri, tricouri! Da, mă, uite, l-am găsit, l-am găsit! L-ai găsit? Bine, da. Hai! Mă duc să aici! Hai, hai, hai! Hai, hai, intrați în curuma, intrați în curuma! Nu, mai e una, mai e una! Nu mai este, nu mai e, este nu e, nu. Da, mai este încă unul, zice Ciucă. A, dar nu-ți trebuie, nu-ți trebuie, mie îmi zice Lose the Cops. Și mie, hai, păi ia. La mine spune Search the Area for the Fall. Pă bune? Da. A, uite-l, uite-l, l-am văzut, l-am văzut, l-am văzut. Remus în față, în față. Hai, urcă, urcă, intră, intră, intră. Fugi! Hai, deci curuma asta, nota 10 pentru curuma. Deci fără curuma la misiunea asta n-ai ce face. Cură, de curumă, că-mi place maxim, dar m-am dus în... Deci fără curumă la misiunea asta nu ai ce face, efectiv. Wow! Aș putea să dau să scăpăm de poziție cumva? Ia nu vezi. Poți, nu, nu poți. Nu te lasă, nu, o să ne oblige să scăpăm manual, să zic așa. Stai să văd dacă pot eu cumva să dau... Dă-te, misiune specială. Vehicles Buzzard, avem Buzzard-ul, opriți-vă în spate, pisică, dă-i în spate, întoarce, întoarce, întoarce. Buzzard-ul este fix în spate. Hai că dau polițiști în el. A, mașina normale, bă. Nu dau polițiști. Vin și polițiștii, hai, repede trebuie să facem switch-ul. Hai, că deja l-am făcut. Hai. Hai, hai, hai. Cred hai, că zboară, conduc zboară, eu. Zboară, zboară, hai, stai! Hai. A mea s-a blocat. Tu. Dai, 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 ridică-l. Că am apăsat toți pe fână. Stai! Ridică-l! Hai, ridică-l! Fugi, 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 ia uite. Dai, 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 mergi, mergi drept, mergi drept, mergi drept, mergi drept. Mergi drept? Că le trag eu la pilot. Trebuie să văd dacă am ceva mai bun să le dau. Așa. Poate fug. Las că e bine, e bine. N-are nimic, hai. Cine asta a fost atât de grea. Super grea. Încât a durat jumătate de oră. Nici măcar nu glumesc. Jumătate de oră pe ceas. Deci... Da. La limită a fost, mă, cum a fost zis. Deci la limită a fost, mai aveam un minut. Și dacă nu reușeam în minutul ăsta să facem misiunea, pa, pa. Trebuia să facem de la zero. Bun, acum că am făcut toate astea, hai să facem și testul cu trenul. Am o problemă să fie că nu știu dacă reușim să prindem trenul și nu știu exact unde o să îl prindem. Că trenul trece și prin oraș și trenul trece și pe la țară. Peste tot pe hartă, nu?
mergem pe calea ferată și vedem unde o să fie. Hai să scoți și eu mașina de Formula 1. Pisica, tu ții mașina rampă. Okay. Dar trebuie să ai grijă să nu o folosești prea mult. Pentru că știi că aia se strică la un moment dat dacă o folosești prea mult. De folosit nu folosesc, ești cu minte, vorbești cu regulă. Păi da, dar tu când mergi pe autostradă să ai grijă să nu iei toate mașinile, știi? Sunteți pregătiți? De ce urmează? Da. Și eu nu prea sunt pregătit, dar... Țin frâna, să știi. O să zbori. Nu știu ce o să întâmple, că vine trenul chiar acum. Te zboară! What? Mama, mi-a turtit mașina de Formula 1, mă pun din nou în fața lui, stai așa. Du-te. Lol, frate, cum a fost asta? Eu ce mi-a făcut la mașină? Ia stai așa. De pisica. Poți să opresc trenul cu mașina de Formula 1, oare? Da. Stai pe loc! Da, n-am reușit noi cu tancul, dar cu mașina de Formula 1, păi, sigur. Tu vezi că eu nu bubui cu mașina de Formula 1, cu alte mașini parcă bubuia. Stai pe... Aaaa! Stai pe loc, am zis. Băi, îi pun frână, să știi. Eu acum am frânele la maxim. Da, hai de capul meu. Eu nu cred că poți să oprești trenul ăsta cu absolut nimic. Nu. Deci, sincer, chiar da, nu el cred. El e făcut să meargă prin orice. Da. Deci, uite, efectiv, eu nu poți să-l oprești. Cred că mi-a murit mașina. A, nu mi-a murit mașina, sunt ok. Nu mai accelera la fel de bine. Ia, stai că o pun, știi cum o să o pun de data asta? O pun pe parte. Să vedem ce s-a întâmplat dacă aș pune pe parte. Și ar veni trenul. What? LOL, frate! Bă, dar n-are nimic mașina asta, mi-a băgat-o prin pământ. Efectiv, n-are nimic. Ai găsit bucățile din mine? Da. LOL, frate, ce și mă zboară efectiv pe partea din față, pe pâlnia aia. Dar n-are nimic mașina mea. Alte mașini bubuiau la faza asta. Îți dai seama. Deci fără nici mișto alte mașini bubuiau la faza asta, iar mașina asta de Formula 1 n-are nimic. Eu sunt curios, nu merge bubuita asta sau care e faza? Indestructibilă? Da. Bă, aș încerca să văd. Păi nu bubuie, uite, mă pun în fața lui și nu se întâmplă nimic. Uite-te și tu. Doarge-te. Ia, ok, stai așa. Stai să stăm aici. Și să trageți un agheu spre mine. Vreau să văd dacă nu s-ar putea să fie invulnerabil sau care-i faza cu ea. A, nu bube, uite că în ce hal a ajuns, da. Stai. Cu ce ai efectiv zis? Cu ce vrei, explozibil. RPG. Yeah. 3, 2, 1. A fost ok. Prea dar cu afura rezistă. Da, oameni buni, deci nu este invulnerabilă, dar rezistă destul de bine împotriva trenului, trebuie să recunosc. Asta a fost episodul de azi, sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonașul de like. Iar noi, bineînțeles, ne vom auzi data viitoare. Pa, pa! Pam!